Sute de pasionați care vibrează odată cu sunetul motoarelor puternice au fost duminică în centrul Făgărașului ca să urmărească raliul Trofeul Cetății, cea de-a doua ediție. 55 de concurenți au luat startul, iar drifturile și derapajele cu mașinile de serie sau modificate au fost prezente spre deliciul spectatorilor. Avem 55 de piloți înscriși la start. Ne bucurăm că în Făgăraș au venit din Turnul Severin, din Cluj, din Pitești, din Târgu Mureș, din Odorheiu Secuiesc, din toate zonele țării, din București, foarte mulți. Avem 4 juniori surpriză, 8, 9, 10 ani, niște tineri care acum chiar în spatele nostru rulează pe pista de concurs. Organizare, zicem noi, foarte bună a celor de la GT Auto Club Sportiv din București. Mulțumim primăriei Făgăraș pentru posibilitatea de a organiza acest eveniment prin programele de susținere a sportului în Făgăraș. Mașini tunate, cai putere, adrenalină, miros de fum și scârții de roți. Pe scurt, un spectacol automobilistic de excepție organizat la Făgăraș duminică 10 septembrie. Sute de făgărășeni au luat parte la raliul Trofeul Cetății organizat în zona Casei de Cultură, începând cu ora 12. De vină, cu ghilimele de rigoare, suntem și noi, dar în special dumneavoastră, cei de pe plan local, în frunte cu primăria și câțiva oameni inimoși care, sigur că obligați, cum să vă spun, rezultatele ne-au obligat să revenim. Au fost foarte bine organizate, a fost foarte bine cea de anul acesta, motiv pentru care, iată, suntem și la cea de-a doua etapă. Este o excepție în acest campionat, de fiecare dată noi facem în orașe diferite, fiecare etapă. Nu trebuie să spun mai mult, sigur că toată lumea este mulțumită din moment ce am revenit. Astăzi este un concurs cu elemente noi, mai de viteză. Știți foarte bine că la etapa precedentă am organizat în altă zonă. De data aceasta avem spații ceva mai largi, unde mașinile se pot desfășura mai bine, piloții își pot demonstra maestria în condiții mai bune. Pe lângă viteză și îndemânare, șoferii au făcut și spectacol răsplătit de spectatori cu ropote de aplauze. Cei mai buni au urcat pe podiumul amplasat în fața primăriei Făgăraș.